1-0 Steaua, 2-0 Ghencea, 3-0, Niculescu face 4-0. Șut cu un șut aproape de gol. Valițuieț are propria tribună. Am ajuns și la stadion, acolo unde campioana României susține primul meci în Europa acasă, împotriva celor de la Virtus. Contura a fost 7-1, sperăm la un scor fără goluri primite și fără accidente. Mulțumesc. Am intrat și pe stadion. A început meciul și ca pronostic zic un 5-0 Steaua sau 5-1, să dea și Pio Vacari. Crețu mai activ ca niciodată, a dat bar acum. Felipe parcă nu e în apele lui. Steaua marchează Băluță. Ora bucurie este prezentă la fiecare gol al Stelei. A marcat pentru echipa noastră jucătorul cu numărul 25, Alexandru! Roșii-albaștri, 1, Virtus. Băluță cu capul de bară. Un pronostic, un pronostic? 2-1 pentru Virtus. Băi, eu zic că dau și ăștia un gol. Hai, de cine a dat gol? E Juma, cred. 2-1 Virtus, da, da, Steaua, 2-0, da? E bară acum, se anulez. 2-0. Spur la obiect. Am pierdut golul. Grupele Ligii Campionilor Absolut. Hora bucuriei, hora bucuriei pentru noi. În minutul 29 gol. Cine a dat gol? Că n-am văzut. Cred că e Juma. Marcom! Marcom! Roșia noștri! 2. Virtus! Pot în interior! Nu vine nimeni din spate! Porțul lung! Aia e! Faul dintr-o zonă periculoasă și cred că Babal-Hasan sau Ștefanescu. Să vadă și el un gol de locutură. Sau chiar Harut. Cred că Harut. Să vrem a dribla. Harut. Ce paradă reușește portarul celor de la Virtus. Fază. Duelul blonzilor. Haoleu. Ștefanescu, ce șuturi dai, nebunule. Deci, 3-0, minutul 36. Roșalbaștri a marcat pentru echipa noastră jucătorul numărul 11, Malco! Malco! Roșalbaștri 3, Virtus! Ce bine a anticipat portarul centrarea asta, ca niciodată. Wow, nou look pas de la Crețu. Centrare cu dreptul. Bravo, Crețu! O nouă ocazie, un nou corner. Suntem peste ei. A plezut, nu? Pauză în Ghencea, 3-0, 10-1 la general. Printr-un noroc era să dea Niculescu gol cu călcâiul. După o greșeală era să luăm gol. Trebuie să fim mai concentrați. Primul șut pe poarta celor de la Virtus. Offside! Offside! Musi se afla în poziție de offside la șutul Crețu. Dragi prieteni, și fiți atenți ce schimbare! De 16 goluri marcate de tricou roșu al vostru, 6 asisturi, un titlu de campion cu jucătorii noștri. Merită aplauzele noastre, numărul 9 la această seară, Federico! 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 Aplaudat de tot stadionul! Gol turcesc! Schimbare și la noi, este Băluță, intră Olaru și Ștefanescu. Băluță și Ștefanescu. Da. Șansa lui Pio Vacari să dea gol acum, golul de retragere. Oh! Aproape! execuția Remusi. Chirice și fața golului. Băi, nu se poate. Aproape de gol Chirice. Bă, ăsta, bravo, bă, Musi, bă. Deja are 31. Bine, bine. Băi, nu s-o. Aproape de 4-0 Popa. David Popa. Niculescu era în fața puțin. Gol, gol, gol! Niculescu face 4-0. Dar din pasa cui? Și din pasa cui? Din șutul lui David Popa. Federico noastră. Jucătorul cu numărul 11, David! Roșii albaștri, 4, Virtus! ...7262 spectatori! Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Aproape de gol. Aproape de 5-0 Darius Olaru. Crețu are propria tribună.